Preacuviosului cinu monahal, preacucernicului cler și drept măritorilor creștini din Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților. Har, pace și ajutor de la preamilosivul Dumnezeu, iar de la noi arhierească binecuvântare. Sfântul Evanghelist Matei, după ce prezintă descendent ca om genealogia Mântuitorului Iisus Hristos, spre deosebire de Sfântul Evanghelist Luca, care o reprezintă ascendent ca Dumnezeu, redă episodul nașterii lui Iisus Hristos astfel. Maria, mama lui, fiind logodită cu Iosif, fără să fi fost ei înainte împreună, s-a aflat având în pântece de la Duhul Sfânt. Precizarea, fără să fi fost ei înainte împreună, sublinează în mod elocvent lucrarea Duhului Sfânt în actul întrupării Fiului lui Dumnezeu. Nici de cum nu poate fi folosită ca argument în favoarea ipotezei potrivit căreia, ulterior, Iosif ar fi cunoscut-o pe Maria și ar fi avut împreună fii și fiice, așa cum tendențios încearcă să susțină adversarii declarației ortodoxiei, care pornind de la o confuzie de ordin terminologic și anume sensurile cuvântului frate în limbile semitice, pun la îndoială pururea fecioria nisătoare de Dumnezeu. Cel unul născut Iisus, cuvântul lui Dumnezeu care s-a făcut trup, nu este fiul dreptului Iosif. Nu se numără printre copiii lui despre care se face vorbire în Sfintele Evanghelii, mai exact Iacov, Simeon, Iuda, Iosif și cele trei fete, care de fapt sunt verișorii de gradul al doilea sau rude prin alianța ale lui Iisus și numai fiul Mariei. Maria a născut pe fiul său cel unul născut, căruia i-a pus numele Iisus, zămislit fiind de la Duhul Sfânt. Adevărul că zămislirea pruncului Iisus de către Maica Domnului nu a fost rodul unei uniri trupești, ci a fost o lucrare exclusiv dumnezească, reiese și din faptul că Iosif, logonicul ei, drept fiind și nevrind să o vădească, a voit să o lase în ascuns. De altfel, lucrul acesta a fost certificat și de Sfântul Arhanghel Gabriel, cel care a numit-o plină de har și binecuvântată între femei și care i s-a arătat în vis lui Iosif, bărbatul Providenței, unchiul Mariei, potrivit unei tradiții apocrife grăind. Nu te teme a lua pe Maria logonica ta, că ce s-a zămisit întrânsa este de la Duhul Sfânt. Aici avem dovada rostită nu de un om, ci de Îngerul lui Dumnezeu, că Fiul lui Dumnezeu cu voia Tatălui și cu împreună lucrarea Duhului Sfânt și a luat trupul din preacuratele sânjuri ale preasfintei Fecioare pentru răscumpărarea noastră și pentru ca noi să avem viață veșnică. Drept măritorilor creștini, mesajul Îngerului reprezintă revelația lui Dumnezeu prin Sfântul Proroc Isaia cu 700 de ani înainte de nașterea lui Hristos. Iată, Fecioara va lua în pântece și va naște fiul și vor chema numele lui Emanuel, care se tâlcuiește cu noi, este Dumnezeu. Zămislirea lui Iisus Hristos nu s-a făcut pe căi naturale, ci prin mijloace supranaturale mai presus de înțelegerea omenească. Sfântul care se va naște din tine, Fiul Dumnezeu se va chema, îl descoperă Sfântul Arhanghel Gabriel, Fecioare Maria. De remarcat este faptul că Îngerul investește ceva străin de rânduiala firii. Întruparea lui Hristos, Fiul celui preanalt. Este unic în istorie faptul că un prunc s-a născut dintr-o fecioară fără să nu se bărbătească, care și după nașterea a rămas fecioară, spre coronia primirii vremilor, ca toate să fie iarăși unite în Hristos, cele din ceruri și cele de pe pământ. Cum s-a consumat taina zămislirii lui Dumnezeu prin lucrarea Duhului Sfânt în pântecele fecioarei, rămâne o taina prea Sfintei Treimi, nerelevată nouă, ci doar Fecioarei Maria, celei care a fost aleasă de Sfânta Treime pentru viața plină de virtute. Iubiți credincioși și credincioase, naratorul vrând să argumenteze pururea fecioria Maicii Domnului, care își împlinește fecioria prin această binecuvântată maternitate divină, înlocuiește numeralul ordinar, întâiul născut, care la evrei desemna pe primul născut de parte bărbătească, indiferent dacă mai avea frat sau nu, cu cel cardinal, unul născut, care înseamnă nu numai primul născut, întâiul, ci și unicul după cuvântul lui Dumnezeu, care spune: Eu sunt cel din tâi și cel de pe urmă și nu este alt Dumnezeu afară de mine.
Însă, dincolo de acest argument lingvistic, cel mai convingător este argumentul divin. Poarta aceasta va fi închisă, nu se va deschide și niciun om nu va intra pe ea. Căci Domnul Dumnezeului Israel a intrat pe ea. De aceea va fi închisă. Iisus, steaua prezisă de Balaam, care răsare din Iacov, nu mai se socotea că este fiul lui Iosif. Căci, în fapt, spune Sfântul Proroc încheia, obârșia lui este dintr-un început din zilele veșniciei. Fecioria în materialitate a Maicii Domnului, prevestită de profeții veterotestamentari, va fi înțeleasă abia după învierea lui Hristos, pentru că nici una, nici cealaltă nu vor strica pe cințile. Drept păritori creștini, odată cu acumbrirea de către Duhul Sfânt a Fecioarei Maria, care a ales să fie Maica Domnului, și cu nașterea Mântuitorului Iisus Hristos, istoria omenirii capătă sens. Retrospectiva paradisului pierdut prin neascultarea protopărinților este înlocuită cu perspectiva împărăției lui Dumnezeu. Fecioara a zămislit și a născut în chip minunat, fără a simți durerile nașterii. Pe Fiul cel Unul născut, Dumnezeu desăvârșit și om desăvârșit, pe Domnul nostru Iisus Hristos, plinirea credinței noastre, care n-a stricat nici fecioria ei, nici nu s-a despărțit de Sfântul Părintesc. Mântuitorul Iisus Hristos trebuia să fie om adevărat și Dumnezeu adevărat, pentru ca în fiindu-ne să ne ridice la dumnezească slava celor cerești și astfel să dobândim sfințenia ca voia lui Dumnezeu. Dumnezeu l-a căutat dintotdeauna pe om și îl va căuta, pentru că l-a făcut din iubire și nu oricum, ci după chipul său. Iar atunci când omul prin păcat s-a îndepărtat de Dumnezeu, el l-a strigat pe nume, Adame, unde ești? Dumnezeu îl strigă pe om chiar și atunci când omul este în afara ordinii stabilite de el prin poruri și legi. Desigur, depinde exclusiv de acel om dacă vrea să-i răspundă sau îi întoarce spatele lui Dumnezeu. Iubiți fii și fiice duhovnicești, am încercat să vă pun la suflet spre înțelegere taina întrupării și nașterii Mântuitorului Iisus Hristos, dar și a cinstirii Maicii Domnului, cinstire de care Fecioara Maria s-a bucurat din timpul vieții sale, pentru cel născut și alăptat și care a fost confirmată de Fiul ei prin cuvintele, așa este, adresate femeii din popor, ce a fericit-o pe Maica sa, pentru ca și voi să sporiți închinarea și cinstirea celei care a răspuns chemării lui Dumnezeu, plină de har fiind, zicând asemenea Elisabetei, mama Sfântului Ioan Botezătorul, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântată este rodul cântecelui tău. Să nu ezităm să însoțim acest prinos de laudă al Elisabetei cu mergerea, mai ales atunci când suntem cercetați de suferințe, boli și moarte la icoanele și joarele făcătoare de minuni ale Maicii Domnului, mijlocitoarea noastră permanentă înaintea lui Dumnezeu, confirmată de-a lungul timpului de nenumăratele mărturii lăsate de beneficiare acestora, prin de care nu de puține ori m-am numărat. Să ne străduim așadar, să pune timp, să zânim și să-L înveșăcim pe Sfântul Iisus în timpile noastre, sfințind mediatra pe lucrarea de căzută a divinilor și sporind cunoașterea lui Dumnezeu prin citirea Sfintei Scripturi a Sfinților Părinți, precum și altor cărți folositoare de Sfântul. Sigur, unii dintre noi ne vom bucura zilele acestea participând la slujbele bisericii și ascultând părintele, privind bratele Domnului, sau luând masa împreună cu familia, așa cum este tradiția noastră. Însă nu tot așa se vor bucura cei care i-au pierdut pe cei dragi, se încerați de epidemia aceasta care pare a fi fără de sfârșit. Vă doresc cu prilejul sărbătorilor nașterii Domnului, anului nou și botezului Domnului, dar și ale sfinților care sunt prăjiți în această perioadă de bucurie și de înălțare duhovnicească, ani mulți, buni și sănătoși, cu sporire în primiri spirituale, profesionale, intelectuale și materiale, vouă și tuturor celor ale căror nume au fost pecetuite în apa Sfântului Botez, dar și celor ce vă numiți Cristian, Cristiana, Emanuele, Emanuela și toate multe alte nume ale cerului de putem pecetuite în inimile noastre. Semnează ca nimic arhiepiscopul Sucevei și rădăuților.